Cei care doresc să urmeze o carieră militară trebuie să știe că Ministerul Apărării Naționale recrutează candidați pentru ocuparea 1695 de posturi de soldat, gradat profesionist, în seria suplimentară 2022. Totodată, cei 734 de candidați nerepartizați în prima serie vor intra din nou în procesul de repartizare alături de candidații recrutați pentru seria a doua, fără să mai susțină probele de selecție. Pentru oferta completă, detalii și înscriere, cei interesați trebuie să se adreseze biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul. Dosarele de înscriere pot fi depuse până în data de 24 octombrie. Probele de selecție, condițiile și criteriile de recrutare pot fi consultate pe www.recrutaremeapn.ro.